Atac dur al președintelui Traian Băsescu la adresa Olandei. Șeful statului spune că opoziția Amsterdamului la intrarea României în spațiul Schengen este un abuz și că toate celelalte state ale Uniunii Europene ne țin partea în această dispută. În plus, Traian Băsescu crede că Amsterdamul nu este îndreptățit să critique Bucureștiul în condițiile în care țara noastră nu s-a dat bătută în războiul cu prostituția și consumul de droguri. România are Albița. Olanda are Rotterdam. Îmi pare rău. Nu Albița este poarta de intrare a țigărilor, a alcoolului, a drogurilor de contrabandă și nu România din neputință, nu România din neputință a legalizat prostituția. România continuă să lupte cu prostituția. Nu România din neputință a legalizat consumul de droguri. România continuă, așa cum poate ea, să lupte cu consumul de droguri.